Lidl pregătește surprizele din cooking show-ul tău preferat. Dragul meu, Cătălin. Da. Către cine pleacă amuleta ta? Către ce echipă? Să nu uităm, vă rog frumos, obuzul. Amulet. Nu respirați, nu respira să nu ne vadă. Amuleta. Amuleta. Nu atrageți atenția asupra voastră. Amuleta, da. Rapide, frate. O să meargă către... Lasă-l. Ascunde-te. Să vedem pe cine chinuie Cătălin. Băi, e unul învățat cu greu, mă. Suferă și de foame și de sete. Ah, și de... Clar. Deci amuleta lui Cătălin merge către echipa... Nu cred! ...lui Sorin. Tot nu vine să cred. De ce i-a dat lui Bonte? Mamă, ce-am scăpat! Ce-am crezut că... Mulțumesc, Cătălin, ești foarte drăguț. Băi, eu chiar m-am pregătit pentru amuleta asta. De ce i-o dai lui Bonte? Băi, eu chiar m-am pregătit. Avem o amuletă. Aveam în cap, aveam planul făcut. Aveți la dispoziție, dragii mei, pentru această probă 75 de minute. Eram 100% convins că pe mine o să folosească amulet. Veți găti 75 de minute. Da. Dacă împărțim la 10, ne dă o fracție de 5 minute. Ultimele 5 minute puteți găti toți. Da? Bun. Oamenii mei au spus că ne descurcăm oricum, că nu e problemă. Cum începeți? Echipa începe prima. Avem o idee bună, zic eu. Și la fiecare 10 minute când apăs butonul roșu, vă schimbați. Ne ținem de probă și dăm drumul la treabă. În 3, 2, 1, start! Hai. Problema este că nu-i dau drumul la treabă oricum. Mulțumesc, Cătălin! Mulțumesc, dragule! Mulțumesc! Cătălin, bineînțeles. Te-am salvat. Normal că pe cine folosește amuleta? Pe mine, mă! Bagă și mie că mașina de tocat, crasule. Pe mine. De ce? Pentru că le este frică de echipa noastră. A început echipa mea, a început să pregătească, am stabilit o strategie de la început. Ce poți să gătești la un street food cu carne de miel? Și am ales să facem tacos. Luat împreună decizia să ne apucăm eu de carne. Degeaba mă duc la sală, văd că stai mai greu ca sala. Știam că e panică mare. Mielul ăla mi-a dat de furcă. A fost foarte greu să-l scot după cuiul ăla. L-am dovedit, l-am pus pe masă. Am dat pe asta mea, că ia-s mare. Florin a zis că se va apuca de chipsuri. Roșii. Și ce, nu găsesc chimen? A zis că vrei să pun și chimen, nu? Da. Băieții m-au delegat pe mine să fac amestecul pentru tacos. Bun, dacă avem carnea tocată, dai eu drumul la carne să o fac. Și apoi să realizez efectiv pâinicile, tacosul. Orlando, după ce fac compoziția, o întind, o tai cu cercul și prăjim sau cum procedăm? Eu personal am recunoscut, n-am făcut tacos niciodată, nu-i produs de cofetărie, dar sunt super deschisă să învăț. Orlando mă ajută și sper să iasă bine. Trebuie mai moale. Sunt multe pe masă, adică să încep trei lucruri. Să începe și cu carnea de miel. Câte? Două, trei? Trebuie să facem și chipsuri. Orlando, spune-mi doar dacă pun mult sau puțin. Tortilia de mălai. Hai că sunt destul de multe de făcut. Să ții minte de la mine, orice ai face, te grăbești. Grăbiți-vă, orice ați face, grăbăie, prietene. Stai, mă, că n-a zis nici măcar start. Nu s-a dus fumul de la start. Băi, ideea e că, sincer, ai mielul, ai cămara plină, pe bune. Trebuie să-mi pune treabă, nu avem timp de povestit. Frate, dă-mi eu, nu mai stau după tine, mă să ne aduc altceva de pus. Hai că ți-o aduc important eu. Important e doar să știm ce facem și cum ne organizăm. Bani mi-ai dat? A mea? Apare copilul de mingi din echipa Old Boys. Ne-ai dat-o? Nu. Nu-mi da găsime, bani. Nu, așteaptă. Frate, dă-mi o dată, e târziu, pe bune? Apare Cătălin, băi, repede, eu vreau să toc, vreau să fac un fel de capta, un fel de kebab. Spată și gât. Antonio, Gabriele, vreau asta. Te-am spus, burtă. Burtă. Stai, mă, că mai am și eu de făcut. Eu vă tai voi și eu ce fac? Mă, așteaptă, mă. Carne. A mea, dă-mi, nu mă interesează, da, dă-mi a mea. Nicolae m-a terorizat. Luat de acolo. Păi dă-mi macră atunci.
Ni bade, pune bade, budă, lasă-mă, bă, să mai fac și pentru mine. Dă-i, mă, mușchiuleții aia doi de acolo. Da, nu, nu, că mușchiuleții îmi trebuie la suflachi, nu fi nebun. Ideea e că eu vreau să-mi fac lucru și Gabi ia Dita mai mielul și înceapă să cioplească după miel. Bade, dă-mi o pulpă, că mie îmi trebuie pulpă, dar îmi trebuie și mie grăsime, dar taie-mă odată ceva să pun la fier, dezosează, că am nevoie. Am zis așa treabă, pe bune, adică, hai, taie de rabă, ce să pun la fierte? Aia e cel mai important lucru, să se fiarbă la timp. Vă dau ce puteți să tocați voi, nu eu. Bă, eu vreau gât și pulpă, ți-a zis și spată. Toader face doar pe stradă. El n-are restaurant sărac, este bucătar de preerie. Mielul destul de greu, se ducea spre, nu mai era miel, părerea mea era deja berbecuț, avea 20-24 de kilograme. Florin mi-a adus mielul, mi l-a trântit pe masă, ia și tranșează. Hai, Ștefane, trebuie bucățile frumoase, gustoase din el, ca să putem să dăm drumul la treabă. Da, eu zic că mai trebuie apă, dar mă rog. Mai multă apă? Da. Păi eu i-am dat drumul la luat Gabrielei, că am zis mai bine decât multe întrebări, mai bine îl fac eu și după aia o las să meargă mai departe. Mai multă? Nu, nu. Plus că el face din ochi ce face. Eu sunt cu rețeta în față tot timpul și nu aveam timp de experimente și nici de să facem greșeli, nu ne permiteam. Și cred că a fost foarte bine așa. Ce faci cu vinetele? Fac babaganuș. Eu fiind delegată să fac salatele, m-am gândit pe parcurs ce mi-e luam ingredientele să fac și vinete. Ăsta a fost primul lucru de care m-am apucat pentru că trebuia să le coc și să se și răcească cât de cât să le pot prepara. Vreau o ceapă curățată și câțiva căței de usturoi, te rog. O ceapă, o ceapă albă, roșie? Alba, da, repede, ceapă, da. Repede și tot, am nevoie că se dau drumul la aia ca să nu pierd timpul. Băi, îmi place, echiparozie e în focuri. Dăm și mie drumul. Hai, la ochi, Orlando. Și se mișcă bine. Nu am voie să pun mâna pe nimic acum. Las că aduc eu. Proba nu este grea. Am fost și pe la ceilalți, am văzut că gătesc o grămadă chestii. Ce faci, Maria, salată? Da, eu sunt salată de vinete? Și cu fasole, și cu daia, și cu humus, și cartofi. Deja, în momentul ăla, am început să mă gândesc și să zic, bă, cred că am ales greșit. Nu am voie, lasă-mă în pace. Adică noi ne cam ținem de probă celelalte două echipe mai puțin. Gata, ești picioară! Gata! Hai că vreau ăsta să dau drumul. Carnei, lasă-o acolo! Mă bucur că nu e la mine. Aici asta pentru ce? Garde. Scăpa de această amuletă de ștafetă pentru că efectiv nu știu ce aș fi făcut cu ea. Sorin, pare rău pentru Sorin. O să fie amuzant să ne uităm cum gătește pe rând, mai ales când e singur. Sorine, ai văzut fidea pe undeva? Fidea? Da. Bă, da, am văzut. Nu, e la fidărie. Unde e, mă, fidea? La fidărie, mă. Vezi, aia, vezi ceapa. Lasă-o să ardă. Trage el greu acum. Duce el crucea pentru noi. Băgă-mea și picioarele. Păi e greu în 10 minute, știi, să o iei după altul, să nu ai o continuitate în ceea ce gătești tu. Hai, șef, hai! Și era chiar la început, nu? Erau doar pornite lucrurile. Hai, mă, că nu se arde, dar unde dracu e uleiul, mă? Nici el și nici noi nu știam care este următorul pas de urmat, ținând cont că era unul singur. Șef, vino la ceapa asta. Da. Nici nu știam unde să-l mai trimite. Dă drumul la carne. Șef, dă drumul la carne. Gata, mă, las că-i dau eu drumul la aia. Ce să-l mai atenționăm, ce să-i mai spunem. Zic eu că muncim. Avem chipsuri, avem salsa, avem guacamole. Dacă nu iese, luăm frumos lipie. Nu mai iese, îi dăm formă. Nu e mor dacă nu iese. Ia uite aici. Talent. Mai? Nu. Carnea de miel, facem noi tortilia. Acum întinzi, nu? Da, șef. Cel mai urât lucru pe care poți să-l faci este să stai, să te simți neputincios, să te uiți la celălalt cum lucrează. Păi nu se întinde ușor, să știi. Tindem cu merdeneaua, mai bine. Iar ceea ce este cel mai ciudat, 10 minute la șef par 3 ore. Uite-l. Nu, hai că-l facem mai moale sau-l facem în pergamen, zic cum vrei. Pus la indicațiile tuturor, ale mele în special, să pună tacosul în tigaie, mi-am dat seama că nu o să iasă și durează foarte mult timp și se îmbibă în ulei și așa mai departe. Ii două folii pergament, pui una jos, pui ăla, le aplatizezi și am discutat și... Decupez înainte să le băgăm la cuptor. Nu știu, urmează să vedem dacă iese. Pauza asta te scoate din rând.